Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii la început de an, o nouă campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Cum ne setăm rezoluțiile, intențiile, planurile, obiectivele, schimbările pe care noi ni le dorim în anul 2021? Cum facem curățenia după anul care a trecut, după 2020? Ce bilanț facem, ce concluzii tragem și cum privim către noul an, către 2021? Astăzi, alături de noi este Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut junghian și formator în referențialul arhetipurilor personale. Vă mărturisesc cu multă sinceritate că înainte de a începe înregistrarea noastră am avut o discuție extrem de interesantă și sper ca în această înregistrare Monica să ne mai dezvăluie puțin din lucrurile foarte interesante pe care ea le face, mai ales și în calitatea aceasta pe care eu, unul, am aflat-o, aceea de formator în referențialul arhetipurilor personale. Pentru că la fiecare discuție, cum este și aceasta legată de rezoluții, de obiective, planuri pentru anul ce a început, venim cu o recomandare, cu o prezentare de carte. Eu cred că am găsit o carte interesantă pe care vi-o recomandăm cu căldură, care are cumva legătură cu discuția noastră de astăzi. O carte pe care eu mărturisesc că o iubesc foarte mult și sunt convins că o iubește și Monica. Este vorba despre Misterele femei, simboluri și ritualuri de inițiere de-a lungul timpurilor. O carte scrisă de Mary Esther Harding, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald și care face parte, așa cum v-am spus puțin mai devreme, din campania Obiective și intenții pentru 2021. Sunt multe de discutat, sunt convins de acest lucru. Monica, cum, înainte de a vorbi puțin și despre carte și apoi, bineînțeles, eu unul cel puțin abia aștept să vorbim și despre referențialul arhetipurilor personale și despre această nouă, nici nu știu cum să-i spun, metodă terapeutică sau de cunoaștere a sufletului uman. Uite, mă duce cu gândul și lucrurile nu sunt întâmplătoare. Când spuneam de cunoașterea sufletului, mă duce cu gândul la o altă carte despre care am vorbit cu Andrei, soțul tău. Este vorba despre cartea lui Donald Kalshed, Trauma și sufletul, o carte pe care a Minunată. lăudat-o, o carte Minunată. absolut minunată. Aș vrea pe scurt să vorbim despre ce înseamnă să ne facem o listă de priorități, de rezoluții, de planuri, de obiective, de ce am vrea noi să schimbăm în anul care de-abia începe și apoi, bineînțeles, să facem și o scurtă prezentare a cărții și să ne vorbești despre activitatea ta. Cu mult drag. Mulțumesc frumos de invitație, Sorin. E o bucurie ca de fiecare dată să împărtășesc împreună cu tine despre toate subiectele acestea pe care tu le aduci în prim plan cu ocazia numirii acestor cărți fantastice care ne aduc fiecăruia dintre cititorii editurii Herald atât de multă inspirație, în primul rând. Și recunosc că Misterele femei este o carte care pe mine m-a inspirat foarte mult, dar vreau să-ți mărturisesc că acum, la început de an, ca la orice început de nouă etapă, e foarte aproape de inima mea și o altă carte publicată la Herald, și anume Eroul cu 1000 de chipuri al lui Joseph Campbell și încă una care se numește Căi ale fericirii, pentru că, știi, în momentul în care începem un nou an, fiecare an eu am obiceiul de a-l privi ca pe o călătorie eroică. Este ca și când ne aflăm la începutul unei călătorii și este foarte important ca atunci când pornim la orice drum să ne setăm destinația. Pentru a avea șanse să ajungem acolo unde ne dorim, mai întâi trebuie să știm care este locul acela. Știi? Că atunci când ne urcăm în mașină și poate setăm Waze-ul sau un GPS, vrem să ajungem la Constanța sau la Brașov sau la Cluj. Atunci, în primul rând, ne ajută ca să ne ofere claritate, ca să ne ofere structură călătoriei noastre, această numire, această identificare a destinației sau a destinațiilor pe care vrem să le atingem pe parcursul
itinerariului acestui an și vreau să-ți mărturisesc cu privire la ani și la începuturi că în urmă cu ceva timp am fost surprinsă să întrezăresc chiar în interiorul cuvântului calendar, pentru că ne cumpărăm la începutul fiecărui an, fiecare dintre noi, niște calendare să le avem acolo ca să ne setăm aceste repere, cu cât de frumos în limba română cuprinde, de fapt, această expresie de cale în dar. Pentru că fiecare an este o cale dăruită, o cale, un itinerariu, un parcurs în care suntem chemați să fim cu adevărat eroi. Să fim eroi ai acestui drum pe care să îl încununăm cu toate reușitele potențialităților și semințelor de lumină ce ni se oferă la fiecare început care e plin de prospețime, mustește de posibilități, de potențe. Și de aceea este foarte important să avem anumite momente de tihnă, de răgaz cu noi înșine, de introspecție, de ascultare a sufletului nostru, de privire și contemplare în interior, ca să vedem spre ce ne simțim chemați în anul ce vine. Care sunt poate dorurile sufletului nostru, chemările, dorințele, intențiile pe care avem nevoie să le urmăm astfel încât acest an să fie unul cât mai bun pentru noi. Știi că așa era obiceiul, și ne-am glumit așa un pic, la sfârșitul fiecărui an sau la începutul fiecărui an, veneau tradiționalele urări, pe care și noi de altfel le făceam și le primeam de la cunoscuți, de la cei dragi, familie, prieteni și așa mai departe, colegi, colaboratori. Și printre bucurii și împliniri și realizări și așa mai departe, era și multă sănătate. Ei, uite, vezi, acum cuvântul sănătate a căpătat niște valențe foarte interesante. Noi, exact. În condițiile în care probabil că ne-a lipsit sau de fapt nu numai că ne-a lipsit, dar cumva ne-a și speriat. Ne-a dus într-o zonă de anxietate și de neliniște, de insecuritate și de incertitudine în ceea ce privește viitorul nostru, cuvântul sănătate. Probabil că în 2020 cei mai mulți oameni nu-și doreau nimic mai mult, pe lângă păstrarea, bineînțeles, a joburilor, nu-și doreau nimic mai mult decât sănătate. Și iată, acum chiar am vorbit cu cineva zilele trecute, și într-adevăr a căpătat alte valențe și alte conotații cuvântul sănătate. Este foarte important pentru 2021 să avem sănătate. Corect. Chiar și pe proverbul, celebru proverb sau zicală, mă rog, sănătate, că e mai bună decât toate. Iată, ne setăm acest obiectiv să rămânem sănătoși, pentru că rămânând sănătoși, cumva avem energia necesară să ducem la îndeplinire tot ceea ce ne propunem, indiferent că vorbim despre planul profesional, carieră, sau despre planul personal, spiritual, ce îmi recomandai tu înainte de începerea înregistrării, sau poate pe plan, nu știu, material, sau poate pe plan financiar, să zicem, da? Deși eu aici nu rezonez foarte bine, dar mă rog, așa sunt eu, nu-mi place când aud cuvântul acesta, dar sunt convins că există. Nu e doar așa când se vorbește despre abundență, abundență, exact. Abundență financiară. Da, nu atragerea este banilor. Financiară, să fim serioși. Da. Abundența este în primul rând o stare de spirit și chiar contemplam în diferite contexte ale vieții mele cât de diferite sunt tipurile de lux în vremurile în care trăim. Pentru că, știi, am ajuns să-mi dau seama că adevăratul lux în toată viteza și ergătura în care suntem este să poți să te oprești, să stai în tihnă, să-ți iei câteva momente, să privești cerul, să respiri, să fii în contact cu tine, să poți să te bucuri de ceea ce este, să poți să îți îngădui să fii prezent și să-l privești pe celălalt cu deschiderea și receptivitatea de a chiar vedea, pentru că de multe ori noi nu ne mai vedem între noi. Corect. Nu ne mai vedem nici pe noi înșine, nu mai stăm în contact nici cu sufletul nostru, dar uite cu ceilalți.
atunci cumva balanța se schimbă și luxul este acolo unde într-adevăr oamenii își permit să fie în contact cu adevăratele valori și, ca să-l citesc pe Campbell, cel mai mare lux este să poți să fii în coerență cu mitul tău personal, cu sensul vieții tale, cu să fii aliniat la valoarea supremă care te călăuzește în existența ta. Aș vrea foarte pe Pentru scurt... Pentru asta e important să ne cunoaștem valorile, desigur. Absolut, da, să fim în rezonanță cu propriile valori. Iar asta, din punctul meu de vedere, înseamnă onestitate cu propria persoană. Onestitate și autenticitate. Pentru că dacă suntem Absolut. Duplicitari cu noi înșine, automat vom fi duplicitari și cu ceilalți. Și atunci e clar că niciodată nu cred că vom reuși să ne cunoaștem cu adevărat. Înainte de a ne povesti despre referențialul arhetipurilor personale, aș vrea să te întreb, pentru că am recomandat această carte, Misterele femeii, a lui Mary Esther Harding. Noi am avut, de altfel, atunci când condițiile ne-au permis, am făcut și un eveniment la târg, la Gaudeamus, dacă nu mă înșel. Și am mai povestit, exact, și am mai povestit despre carte. Este o carte, îți spun sincer, pe lângă câteva cărți apărute în această minunată colecție Arhetip, pe care, dacă mă întrebai în urmă cu 2 ani, nu prea înțelegeam eu cu ce se mănâncă, dar pe lângă dragul nostru Joseph Campbell cu cărțile lui Eroul cu 1000 de chipuri, Căi ale fericirii și mai nou Istoria și legendele Sfântului Graal. Exact. Da. Un loc de cinste, ca să-i spun așa, îl ocupă această minunată carte, Misterele femeii, alături iarăși de o altă carte la care eu unul țin foarte mult și mi se pare o carte de căpătâi, o carte foarte grea în sensul de consistență și de profunzime. Este vorba despre simbolismul corpului uman al lui Annick de Souzenel. Wow. Da. Este printre preferatele mele, așa, în, cum să zic, e nelipsită de pe noptiera mea. Sincer îți spun, e o carte de care nu mă pot despărți, simt că îmi face așa și catalizman aproape, atâta înțelepciune în cartea aia. O iubesc, a venit cu foarte multe revelații pentru mine, pentru că îți mărturisesc cu toată sinceritatea, nu am văzut în viața mea, nu am citit, nu am avut acces la interpretări mai profunde și mai luminoase ale mitologiei pe care o cunoșteam și pe care o studiasem de atâta timp, așa cum le dă Annick de Souzenel în această carte. O interpretare mai superbă a mitului lui Oedip. Eu nu am întâlnit la niciun autor și sunt pasionată de mitologie și citesc pe zona asta de ani de zile, dar pe ea pur și simplu o ador. Este o carte fantastică. Revenind, de ce ai recomanda cititorilor Herald și mai ales celor pasionați de arhetipuri cartea lui Mary Esther Harding, Misterele femeii? Știi, e foarte interesant. De fiecare dată când m-ai întrebat despre cartea asta, ți-am răspuns ceva ce atunci pentru mine era foarte adevărat. Astăzi, ce este adevărat pentru mine când mă gândesc la această carte, este că ne aduce aminte, de fapt, de limbajul primordial al sufletului omenesc. Pentru că limbajul primordial al sufletului era acest limbaj simbolic, ritualic, mistic, în care omul era în conexiune și într-o relație vie, și plină de evlavie, plină de sens și semnificație cu tot ceea ce îl înconjura, totul era personificat. Luna era privită ca zeitate, îi se închinau anumite ritualuri, oferea repere ale feminității, astfel încât femeile să se poată oglindi în chipul ei, în ciclicitățile ei, în toate aceste etape pe care le traversează. Și relația cu energia tuturor elementelor cosmosului și ale naturii generau în oamenii care aveau atât de multă receptivitate atunci, și să sperăm că reîncep să aibă din ce în ce mai multă receptivitate și astăzi, o relație de verticalitate și cu ceea ce îi transcende. Pentru că viața noastră nu este compusă doar din planul orizontal al lui aici și acum.
viața noastră, dacă nu se intersectează într-o formă de cruce sau de axis mundi și cu verticalitatea aceasta de a conștientiza că suntem parte dintr-un mare întreg care ne oferă întotdeauna chemarea și prilejul de a ne autodepăși, de a evolua, de a ne mira, de a contempla, de a binecuvânta lumea în care ne aflăm, dacă nu avem asta, viața noastră este mult mai săracă și lipsită de sens. Iar cartea aceasta ne arată toate modalitățile în care în vechime, în diferite culturi, femeia își găsea sensul și reflectarea ei spirituală în relația atât cu luna, cât și cu diferitele zeități, cu diferitele simboluri ale naturii, diferitele repere ale universului în care ea trăia. Pentru că avem nevoie, inclusiv ca să ne consolidăm propria noastră individualitate, să putem din când în când să o transcendăm. Tocmai pentru a nu cădea sub robia, sub tirania ego-ului, avem întotdeauna nevoie să ne conectăm la acel ceva care este dincolo de noi, care ne conține, care ne călăuzește și ne păstorește într-un mod subtil evoluția prin anumite ritmuri, prin anumite ciclicități, prin anumite energii arhetipale care fac parte din această structură a evoluției umane, căci fiecare viață și fiecare destin își are etapele ei, așa cum natura ne arată întotdeauna prin toate ritmurile pe care le are, atât la nivel de anotimpuri, cât și la nivel de echinocții, de solstiții. Toate ciclicitățile care se întâmplă în natură, se întâmplă de fapt și în viața omului. În momentul în care omul își amintește lucrul acesta și se aliniază la ritmurile cosmosului din care face parte, și cosmos, ne amintim, în greacă veche însemna ordine, inclusiv propria lui existență se ordonează și capătă o altă consistență, capătă o direcție mult mai clară, adică nu mai suntem în derivă, pentru că suntem aliniați cu acest curent al universului, nu suntem împotriva lui. Este ca și când ne așezăm luntrea propriei noastre vieți pe direcția bună. Și în felul ăsta știm să ne onorăm trecerile. Pentru că toate ritualurile despre care vorbește Esther Harding în Misterele Femeii sunt corelate foarte puternic cu această noțiune de trecere, de ritualuri de tranziție, de ciclicități. Vorbește foarte frumos despre temple, despre preoți, despre vechile preotese, despre diferite tipuri de practici spirituale pe care femeile le-au avut și nu numai ele. Și acestea sunt foarte puternic corelate cu tot ceea ce ține de noțiunea de tranziție, cum și noi acum, fiind la început de an, ne aflăm într-o tranziție. Și de aceea este important să ne amintim și să ne reconectăm la vechile izvoare de înțelepciune care ne inspiră și ne amintesc cum se făceau, de fapt, aceste treceri în vremurile de demult, atunci când mintea omului era încă atât de ingenu, atât de puțin pervertită de tot bombardamentul de tehnologie și de informație la care este supusă în zilele noastre. Pentru că vorbeam puțin mai devreme de această minunată colecție, colecția Arhetip din portofoliul editurii Herald, aș vrea să ne povestești un pic, atât cât, nu știu, ne permite timpul, să ne povestești puțin despre ceea ce tu mi-ai povestit mie înainte de a începe noi înregistra, și anume despre referențialul arhetipurilor personale. Ce înseamnă, de fapt, această sintagmă, hai să o numim? Referențialul arhetipurilor personale este, de fapt, o metodă de explorare, de cercetare, de aprofundare sufletului omenesc. Pornind de la data nașterii, este o metodă care se bazează pe un protocol foarte riguros, foarte clar. Este o creație originală a psihoterapeutului, filozofului, cercetătorului și scriitorului George Colloil, care în toată foamea lui de spiritualitate, în toată foamea lui de simbol, de aprofundare a anumitor surse de înțelepciune ale umanității,
a ajuns să pună cap la cap, să unească partea de psihologie, partea de psihoterapie, partea științifică cu toată această înțelepciune, dacă vrei, și dintr-o sferă mai ezoterică. Și suportul arhetipal pe care este construită metoda lui este acela al tarotului, pentru că, de fapt, tarotul reprezintă o veche carte de înțelepciune. De fapt, cuvântul arcanum înseamnă chiar secret, înseamnă taină în latinește și este, de fapt, o poveste a inițierii sufletului uman care este codificată în 22 de imagini, în 22 de arcane majore. Este povestea traiectoriei pe care sufletul o are de traversat în calea sa către inițiere. E o poveste foarte complexă. După cum știi, sunt super pasionată de călătoria eroului. L-am studiat pe Campbell, l-am studiat și multe alte căi cu privire la această călătorie a eroului. Însă cea pe care o spune tarotul este de o complexitate de neimaginat. Pentru că toate celelalte au, să zicem, un număr mult mai mic de etape. Aici avem 22 de etape pe care eroul le traversează. Avem de-a face cu 22 de praguri sau de porți în care eroul, adică tu, eu, fiecare dintre noi, în călătoria noastră prin viață, avem de accesat aceste porți și pe în fiecare prag există un maestru, există un ghid care ne pune o anumită întrebare, care ne oferă anumite probe, anumite teste, anumite învățături, anumite cunoașteri, astfel încât noi să putem să ne continuăm inițierea pas cu pas, etapă cu etapă. Asta este absolut fascinantă pentru că este mult mai detaliat povestită această călătorie a eroului și ceea ce este fabulos dacă este pui în oglindă povestea pe care o spune tarotul și care este o poveste veche de sute, poate chiar de mii de ani, cu stadiile dezvoltării eului, așa cum le prezintă psihologia modernă, este șocant cât de perfect congruente și perfect în oglindă sunt aceste stadii pe care le povestește tarotul cu acestea atât de recent descoperite de știința psihologiei. Iar ceea ce face George cu această metodă este să ne ofere un fel de hartă personală a fiecăruia dintre noi. Este și hartă și busolă în același timp, care ne vorbește despre propria noastră inițiere, la modul individual a fiecărei persoane, pornind de la data nașterii sale. Spre exemplu, în această hartă avem casa personalității, casa căutărilor interioare, căutările sufletului nostru, cel mână pe sufletul nostru în această călătorie, care este căutarea lui, care sunt fricile lui, care sunt dorințele lui, care e misiunea personală, care sunt resursele sau aliații eroului, lenței, unde eșuăm sau care sunt experiențele dificile la care ne putem aștepta în călătoria noastră, care este bagajul cu care venim din neam, din transgerațional sau poate chiar din planul karmic, care este valoarea pe care o avem de transmis în lume și inclusiv inima blazonului. Deci este o metodă care ne arată și ne deschide foarte multe ferestre către sufletul nostru, către interne, ne permit să facem punți cu exteriorul stabile, coerente și puternice. Cam asta pe scurt despre referențialul arhetipurilor personale. Desigur, este o metodă despre care aș putea să vorbesc ori în șir și e inepuizabilă. Nu mă satur să vorbesc despre ea, pentru că am avut atât de multe rezultate fascinante și cu oamenii care au venit în terapie pentru această metodă, dar și cu studenții pe care i-am format de-a lungul timpului și care nu a intrat niciodată un om în formare, în această metodă și să nu iasă complet transformat. Asta este mărturia lor, astea sunt testimoniale pe care le aduc fiecare în parte. N-aș putea decât să spun wow sau am rămas fără cuvinte. Așa. Mi-aș dori într-adevăr să mai realizăm o emisiune, poate chiar la Canal 33 să realizăm o emisiune
în care să vorbim despre referențialul arhetipurilor personale, un domeniu cu totul și cu totul fascinant. Dragii noștri, a fost alături de noi Monica Daniela Găitănaru, formator în referențialul arhetipurilor personale, psihoterapeut de orientare junghiană. Am vorbit și despre rezoluții, planuri, obiective, intenții, schimbări la începutul anului, cum le setăm, cum ne setăm prioritățile. De asemenea, despre o carte superbă, Misterele femeii, de Mary Esther Harding, o carte publicată în colecția Arhetipa editurii Herald, și de asemenea am vorbit și despre referențialul arhetipurilor personale. Mulțumim din suflet pentru informațiile extrem de prețioase, Monica-i Găitănaru. Noi ne dăm întâlnire la o nouă rubrică a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, cu alți invitați speciali în cadrul acestei campanii Cum să ne setăm rezoluțiile, planurile și obiectivele pentru anul 2021. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!